pasiune, stil de viață, sport sau toate acestea la un loc. În timpul vostru liber vă propunem să descoperiți arta deplasării, parkour. Această disciplină vă ajută să vă cunoașteți pe voi înșivă și vă învață cum să vă controlați propriul corp. La început, parkour pentru mine a fost mai mult un mod de antrenament. Atunci am plecat cu ideea cu un traseu de la A la B și toate lucrurile astea, să ajungi cât mai repede la punctul B. Dar acum, cu timpul, de fapt, s-a ajuns să fie o pasiune și s-a lipit de mine ca o, nu știu să zic, ca o haină așa, care o porți și îți place foarte mult. Am ales parkour fiindcă am încercat diferite alte sporturi, gen fotbal, tenis de câmp, dar nu m-am regăsit. A fost doar o lună, două, poate chiar un an. Și am început să practic parkour la începutul liceului. M-am regăsit, mi-a plăcut. Am avut și puține accidentări, dar am continuat, am avut, cum zic, spiritul acela de traseur ca să continui. Parkour pentru mine a însemnat la început un simplu hobby, pentru că liceul din care făceam parte nu îmi permitea să ies foarte des la antrenament și am decis să fie ca un sport de relaxare, să ies, să mă antrenez, să mă mișc puțin, să nu mi se atrofieze tot corpul. Iar pe urmă, peste câteva luni, a început să devină într-un fel un stil de viață. Această modalitate de deplasare poate fi practicată de orice persoană dornică de adrenalină și experiențe noi. Alergarea, săriturile, rostogolirile sau suspendările sunt elemente care condimentează acest sport, iar scopul final este de a depăși orice obstacol, fie el fizic sau psihic. Una dintre cele mai importante calități a unui traseur este modestia, fiindcă cu cât încep să evoluezi mai mult, îți creează un ego. Orice persoană care vrea să apuce de parkour trebuie să știe să alerge, să sară, să se rostogolească, să se cațere. Și toate calitățile care le are un bun traseur se dezvoltă pe parcurs. Nu trebuie să ai un anume fizic, anume pregătire sportivă ca să practici parkour. Un pod, un zid sau câteva trepte. În parkour, orice locație poate fi transformată în sală de antrenamente. Și cu cât exersați mai mult, cu atât traseul devine mai accesibil. Când eram mic, când ne antrenam chiar și de 5 ori pe săptămână. Acum, să zicem, l-am redus la 2 ori sau 3 ori sau așa mai departe. Mă antrenez în jur de 2-3 ori pe săptămână, câte 2, maxim 3 ore. Mă antrenam de 3, 4, chiar 5 ori pe săptămână. De 3 ore, iar acum cu facultatea timpul mi s-a mai restrâns, nu prea mai am așa mult timp la dispoziție și am început să mă antrenez doar o dată, poate de 2 ori pe săptămână. Parkour poate fi considerat un sport complet. Implică toate capacitățile fizice ale corpului uman și în același timp necesită o apreciere neîncetată a distanțelor, a propriilor posibilități și, de ce nu, a riscului. Nu pot să zic că am avut parte de incidente, am avut doar de lucruri minore, gen zgârieturi și așa mai departe. Fiindcă cu cât crește mai mult în disciplina asta, cu cât evoluăm mai mult, începem să vedem altcumva lucrurile și să știm ceea ce putem să facem, să știm, să avem pur și simplu o cunoștință ce putem să facem și ce nu putem să facem.